În data de 2 februarie, creștinii sărbătoresc întâmpinarea Domnului, un eveniment religios de profundă semnificație care comemorează ziua în care Isus Hristos, la 40 de zile după nașterea sa, a fost adus de către Maica Domnului și Sfântul Iosif la Templul din Ierusalim, în conformitate cu legea iudaică care cerea ca primul născut de sex masculin să fie consacrat Domnului. Pe lângă însemnătatea sa religioasă, această zi este marcată și de o tradiție populară legată de comportamentul ursului, care, potrivit credinței populare, prezice durata până la sfârșitul iernii. Conform acestei superstiții, dacă ursul iese din bârlog și vede soarele astfel încât să își poată observa umbra, acesta se va speria și se va retrage înapoi în adăpost, prevestind astfel încă șase săptămâni de iarnă. Dacă însă ursul nu-și vede umbra, se consideră că va rămâne afară, semn că primăvara este pe cale să sosească. Această tradiție, deși are rădăcini în credințe și practici străvechi, continuă să fie în inimile și în cultura populară, reprezentând unul dintre multele moduri prin care oamenii au încercat să înțeleagă și să prevadă schimbările naturii. În timp ce biserica marchează întâmpinarea Domnului prin liturghii și rugăciuni, Comunitățile locale revitalizează și ele aceste vechi obiceiuri care aduc un strop de culoare și speranță în mijlocul iernii. Cu toate că știința modernă ne oferă metode mult mai exacte de a anticipa vremea, aceste tradiții continuă să joace un rol simbolic important, reflectând dorința oamenilor de a se conecta cu lumea naturală și cu ritmurile sale misterioase. În acest weekend, sărbătoarea întâmpinării Domnului și legenda ursului sunt o sărbătoare împreună, amintindu-ne de legătura dintre credință, tradiție și natură.